Atunci când regele Carol I al României a vizitat micul sat Sinaia, situat la poalele munților Bucegi, în anii 1860, monarhul a fost atât de fascinat de peisajul superb, încât a ordonat construirea unui castel în acest loc mirific. Astfel, castelul, ce avea să fie cunoscut drept Castelul Peleș, a ajuns unul dintre cele mai frumoase din întreaga Europa. Lucrările de construire au durat 10 ani, iar în cele din urmă, membrii familiei regale a României s-au putut bucura de o reședință de vară echipată cu de toate, de la un cinematograf până la o sală de concerte. Castelul Peleș are 160 de încăperi, fiind construit în stilul neorenascentist, iar fiecare cameră are propria identitate și temă. După inaugurare, în 1893, regele Carol I și familia sa au început să-și petreacă verile în acest castel, parcă desprins dintr-un basm. Totodată, Castelul Peleș a fost folosit pentru întâlniri importante la începutul Primului Război Mondial. Primul cuplu care a locuit aici, regele Carol I și soția sa, regina Elisabeta a României, era bine cunoscut pentru temperamentul și interesele diferite. Regele era un soldat desăvârșit, care a extins și îmbunătățit armata României, iar regina era o fire artistică, fiind o mare iubitoare de muzică, artă și literatură. Mai mult, regina Elisabeta a publicat poezii sub pseudonimul Carmen Silva. De altfel, Castelul Peleș a reflectat întocmai personalitățile diferite ale celor doi. Pe de o parte, găzduia o colecție impresionantă de 4.000 de arme din Europa și Asia. Pe de altă parte, castelul avea în componență un cinematograf superb, cu pereți și tavane decorate cu fresce ale artiștilor austrieci Gustav Klimt și Franz von Mach. Prima proiecție de film din România ar fi avut loc chiar în cinematograful din Castelul Peleș. Însă celelalte arte nu erau deloc neglijate. Sala de muzică includea piese de mobilier din lemn de tec, acestea fiind oferite în dar de unul dintre prinții Indiei. Succesorul lui Carol, regele Ferdinand, a construit o versiune mai mică a acestui castel grandios chiar în apropiere de Castelul Peleș, numindu-l Pelișor. Atunci când regimul comunist a fost instalat în România, Castelul Peleș, alături de alte proprietăți ale familiei regale, a fost confiscat. Dictatorul Nicolae Ceaușescu dorea să transforme Castelul Peleș într-o reședință de protocol, însă planul său a fost zădărnicit de îngrijitorii castelului, care i-au spus că pereții structurii erau plini de mucegai și că asta ar fi extrem de periculos pentru potențialii locatari. După evenimentele din 1989, Castelul Peleș a fost transformat în muzeu și redeschis publicului.